Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române, suntem duminică seara. O săptămână am parcurs împreună în cadrul acesta minunat de toamnă, încălzindu-ne cu 10 de cuvinte ale părinților bisericii și din cuvintele Scripturii. Nici astăzi nu poate fi altfel. E duminica în care ni s-a spus că a înviat fiica lui Iair, trebuie să fim fericiți, bucuroși. Toată Evanghelia de la Luca, capitolul 8, versetele 41-56, ne vorbesc despre această înviere, dar ne atrag atenția asupra reacției mulțimii. A murit fiica ta, nu mai supăra pe învățătorul. E cam ce auzim noi acum, descurajându-ne de fiecare, nu-L mai te mai ruga lui Dumnezeu, la capătul puterilor. Încercați să înțelegeți din Evanghelia aceasta cât de important este că L-avem pe Dumnezeu de partea noastră. Un cuvânt al arhimanditului Andronic Lucas, frumos, din calea afară, m-a uimit în săptămâna aceasta și l-am păstrat pentru duminică, așa, în semn de prețuire și bucurie a serii. Mi-e teamă de trei lucruri. Când voi muri, cum voi muri și unde voi merge. Toate cele trei sunt cu adevărat de pus pe gânduri. Dar în aceeași vreme descoperim la unul dintre părinții ruși, Serghe Sevici, un cuvânt care aproape că ne mângâie de toate aceste trei întrebări. Pomenirea morții ne îndeamnă să fim mai activi în năzuința către mântuire. Ea ne ajută să îndepărtăm stagnarea în viața duhovnicească și ne îngăduie să ne izbăvim de zădărnicie și de deznădejde. Aducerea minte de moarte nu e boală, ci este un exercițiu pe care, dacă străbatem cu fiecare zi, ne învață să trăim asemeni fiicei lui Iair, la porunca Mântuitorului. Când Domnul o ridică, se ridică fără să mai comenteze, fără să facă filozofii despre drepturile pe care le avea ca mort sau ca nemort, ci încercând să răspundă cuvântul lui Hristos. E poruncă grea aceasta când îi spune fiicei acesteia din Capernaum să se ridice și să meargă mai departe cu fruntea sus. În ciuda faptului că unii cântau deja moarte, iar alții probabil că deja îi se pasăre groapa. E în Hristos puterea aceasta de a merge mai departe. Mâine este o nouă zi.